Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent, pentru că acum este tot ceea ce avem. Și voi cita din Înțelepți. Hic et nunc. Aici și acum este asul vostru din mânecă pentru manifestarea unei vieți abundente și pline de iubire. Trebuie doar să deveniți conștienți de asta și să vă asumați viața cu tot ce vine ea la pachet. Să vedem despre ce este vorba astăzi. Astăzi mă uit aici la setul cu strămoșii. Să vedem. Tot ceea ce există, există deopotrivă, doar că pe altă vibrație. Mesajul pentru astăzi este să ieși în natură. Coexistăm alături de natură, o adunare în natură, și să reducem pierderile. Să fim mai atenți la mediul înconjurător, dar și la nivelul nostru de consumerism. Pentru că folosim mai multe lucruri decât avem nevoie, viața noastră a devenit atât de comodă încât duce către lene, către desensibilizare. Și atunci când nu ieșim în natură și uităm de ea, nu suntem în conexiune cu viața noastră. Uitați-vă statistic la viețile voastre, cu cât sunteți mai prinși în rutina voastră și mai departe de ceea ce înseamnă natura în viața voastră sau naturalul din viața voastră, cu atât mai dezechilibrați sunteți. Acesta este îndemnul energiei, să ne întoarcem la natură, sau poate aveți o excursie de făcut, vi se ivește o ocazie, o călătorie undeva la țară, în zona rurală, unde aș da orice să mă duc sau să locuiesc, acela este locul pentru voi. Cât despre pierderi, să devii conștient de cum funcționează natura. Nu se îngrijorează nici pentru ziua de mâine, nu se invidiază florile între ele, ba eu sunt mai frumoasă, ba nu eu sunt, ba eu sunt mai înaltă, ba eu sunt mai galbenă. Înțelegeți? Deci este un echilibru acolo. Mai departe, să îți miști corpul. Și aici avem dans. Să respirăm aer proaspăt și să fim în flux. Ce înseamnă să fim în flux? Atunci când ești în flux, nu simți oboseala. Atunci când ești în flux, ești în timpul sacru. Ești în alinierea ta, tu cu sufletul tău, cu spiritul tău și cu divinitatea. Ești aliniat, manifesti ceea ce trebuie. Se întâmplă lucruri bune. Când nu ești aliniat și ești așa, există o opreliște, există un zid în care tu dai și apoi o suferință implicit la pachet. Unii dintre voi, iată, veți avea o ocazie, o sărbătoare, mergeți undeva în parc, mergeți la un eveniment în aer liber care vă face extraordinar de bine. Sănătatea, care are legătură cu noi ca un întreg, la nivel de concept, care, iată, vine din zona aceasta naturală și spune terapii naturale alternative, echilibru și Ayurveda, adică tratamentul acela natural, natural, cum făcea bunica pe vremuri când te durea capul. Îți făcea un amestec acolo din menta și stădea cu el la tâmplă. Ce-ți mai dădea bunica pe vremuri când te durea capul? Apă. Te întreba, ai băut, copile, apă? Acel tip de abordare este necesară aici și are legătură cu rădăcina și cu strămoșii. Și curaj.
curaj să te reconectezi la tine, curaj să mergi către lucrurile pe care ți le dorești cu sufletul deschis, dar curaj să te și vindeci, să te și eliberezi de ceva ce nu funcționează. Nouă nu prea ne place să închidem ușile. Rămânem atârnați ca atunci când închidem ușa și mâneca noastră de la haină se agață de clanță. Putere să fii temerar, războinic, să lupți pentru drepturile tale sau să devii conștient și să lupți pentru naturalul care a mai rămas din lume. Toate aceste mesaje au legătură cu viețile voastre acum. Ceva nu vă merge, nu este natural ceva acolo. Sunteți în dezechilibru. Luptați pentru ceva, dar trebuie să găsiți o cale alternativă. Ceva natural. Este o forțare într-un cod acolo. Pentru că tot vorbeam despre cheile genelor într-o citire anterioară. Voi explica ce sunt și aceste chei. Și avem decembrie, ceva ce a înghețat. Deci este ceva solidificat în voi, înghețat la nivel mental și de percepție. Avem săgetătorul, capricornul, avem racul și gemenii. O negare, o stare de negare. Este un fel de 5 de cupe ce simt aici. Nu am capacitatea să mă eliberez. Sunt într-o etapă de negare în viața mea și nu pot să plec. Nu văd cum, nici măcar nu mă gândesc să renunț la ceva care nu este natural, cel mai probabil. Abundența ta, bunăstarea ta, starea ta de bine, sănătatea fizică, emoțională și spirituală sunt strâns legate de calea cunoașterii sau, cum mai spun înțelepții, vita sine litteris mors est. Viața fără învățătură, fără educație, fără a cunoaște, fără a avea acces sau fără a voi să ai acces la informații, înseamnă moarte, înseamnă că practic trăim degeaba și ne mulțumim cu ceea ce ne este servit pe tavă. Iar axa Capricorn-Rac vorbește despre asumarea vieții, despre a te simți în siguranță cu cine ești. Fă pași înainte, este o energie cardinală, în siguranță. Tu ai capacitatea să îți creezi mediul potrivit astfel încât să te simți în siguranță și are legătură cu spațiul locativ, cu generații întregi de oameni, cu mama, tata, părinții, trecutul care trebuie iertat. Din trecut învățăm, o lecție, devenim înțelepți, săgetătorul, și apoi mergem către viitor mai întregi. Și încă o carte. Chakra coroană, 1 magicianul. Eu înțeleg, spune această chakra coroană, care este conexiunea cu divinitatea. Eu înțeleg cine sunt, atât cât pot să înțeleg în acest moment. Este foarte bine, atât cât înțeleg acum, este ceea ce eu pot să duc și planul meu de conștiință poate integra la nivel de vindecare sau la nivel de informație generală. Atât îmi permite mie energia, codul meu genetic, dar cât înțeleg eu, este asul meu din mânecă pentru a crea viața pe care mi-o doresc în toate sferele voastre de interes în viața aceasta. Relații, plan material, absolut toate. Să vedem. La relații avem 2 de spade, 8 de monede, 6 de bâte, 8 de cupe, regina de monede. O eliberare de frică este aici. Frica de succes. Este o frică de succes aici. Pentru cei singuri. Mă eliberez de frică. De frica unei relații care nu ar duce la stabilitate. Este o predispoziție aici
îndreptată către afirmația, o minune ține doar 3 zile. Oricum toată lumea pleacă, oricum femeile sunt puncte puncte, bărbații sunt puncte puncte și nu am încredere. Poate ați avut experiențe în trecut, dar o relație nefavorabilă sau o experiență nefastă nu este și o viață nefastă. Nu este prea târziu pentru nimeni. Timpul este un program. Anul, zilele, orele sunt inventate de om. Sunt inventate. Nu este târziu să aveți parte de bucurii. Dacă sunteți singuri, aveți de îndepărtat această frică și credință proprie care are legătură cu trecutul vostru, cu faptul că poate ați avut o viață plină de încercări și de bucurii, cu faptul că poate ați avut o viață plină de încercări, de eșecuri, de durere și acum pur și simplu vă este greu să faceți un pas înainte. Vă este greu. Vibrația voastră, aura voastră, câmpul vostru electromagnetic, asta spune. Mi-e cam frică. Și nu materializați succesul, reușita, să vă așezați la casa voastră într-o relație stabilă cu cineva care are deopotrivă și energie masculină și feminină, racul, mama sau trecutul sau casa. Să mă așez la casa mea. Alții dintre voi puteți acum lucra. Ați cunoscut pe cineva și cu cât sunteți mai stăpâni pe voi și pe emoțiile voastre, cu atât mai de succes va fi această relație. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, lucrurile funcționează ca peste tot așa, într-o normalitate, să spunem. Aici aveți niște provocări, treceți cu vederea niște lucruri partenerului. Partener care poate pentru unii dintre voi are legătură cu ceva dependențe sau care poate este foarte mult plecat de acasă la serviciu pentru a susține familia, dar acel lucru vouă la nivel emoțional vă displace pentru că vă simțiți singuri. Singurătatea aceasta este legată și în strânsă legătură cu trecutul vostru, când unul dintre părinții voștri era prezent, dar absent. Și atunci simțiți același lucru pe care l-ați resimțit și atunci. În mod direct, partenerul nu vă face ceva, nu face ceva împotriva voastră, ci pur și simplu vă reflectă o durere și o rană pe care voi o aveți din copilărie. Teama de a sta singur în casă, poate. Un disconfort cauzat de o delegație. Un disconfort de a face niște lucruri. Vreți să construiți ceva, vreți să îmbunătățiți ceva, v-ați apucat de un proiect împreună, aveți niște planuri și aveți așa o temere împreună cu soțul, soția, partenerul, partenera, că parcă n-ar merge, parcă ați vrea să investiți, dar cu toate astea sunteți reținuți. Urmați-vă intuiția și stați în flux, nu forțați lucrurile. Sunt etape din viață, sunt trepte pe care le urcăm, zile pe care le trăim, toate au un sens. Aici văd că partenerul vostru cumva este prezent și stabil. S-ar putea să fie un pic mândru, să vă facă niște reproșuri, că poate câștigă mai mult decât voi, sau că poate lucrează pentru voi și voi... Știu eu ce vă poate reproșa acolo, dar asta se întâmplă aici. Iar pentru cei care sunteți separați, pentru unii dintre voi a venit momentul să găsiți în voi forța și curajul să mergeți mai departe către alt drum. Să vă adunați așa, bucățică cu bucățică de pe jos și să mergeți către alt drum, pentru că aveți aici pe altcineva în față. Aveți un potențial de stabilitate în altă parte. Deschideți o altă ușă. Ușa este un portal. Orice ușă este un portal. Uitați-vă la monumentele pe care le regăsim pe toată suprafața terestră, cum sunt construite. De câte ori intrați în casă, voi practic accesați un portal al egregorului casei respective. Egregorul acela este hrănit cu gândurile voastre zilnice și cu istoria
de acolo. Pe lângă faptul că este cu istoria de acolo a tuturor celor care au trăit, locuit și existat ființat în casa aceea, este și cu egregorul relației voastre. Și atunci, trebuie să vă eliberați. Este o altă ușă. Acest egregor vă provoacă durere. Ați înțeles unii dintre voi ce aveți de făcut, dar pe unii dintre voi vă doare încă foarte tare și mai aveți o speranță. Vă agățați de o speranță. Nu știu, ați primit niște semne. Ați văzut ceva sau aveți un plan care credeți că dă roade. Și da, există aici șanse de reușită, dar văd grâul. Grâul are legătură cu fecioara, cu pâinea. Poate aveți legătură cu pâinea, cu fecioara. Prin toamnă lucrurile se pot concretiza aici mai mult pentru voi, pentru că toamna numărăm bobocii și culegem roadele. Nu forțați lucrurile. Lucrurile se vor așeza natural când veți înțelege niște chestiuni pas cu pas. Când de la zi la zi, de la cuvânt la cuvânt, de la eveniment la eveniment, lucrurile se vor așeza pentru voi, nu așa cum le puteți voi controla, ci exact așa cum voi nu le puteți controla, pentru că nu aveți în acest moment această capacitate. Opt de cupe și doi de spade, ce spun aici? Doi de bâte. Aveți nevoie de un plan. Foarte mulți dintre voi faceți planuri, cei singuri aveți o teorie. Planificați ceva. Planificați poate un eveniment la care mergeți absolut naiv și fără niciun fel de așteptare, unde puteți cunoaște pe cineva cu care să ajungeți să vă întemeiați o casă, o familie. Un plan, o strategie este aici, dar este nevoie de acțiune. Intenția este urmată de acțiune în permanență, altfel rămâne la stadiul de vis. Pentru cei căsătoriți, iată regele de spade, aveți o teamă sau aveți un of al vostru, un secret, o povară a voastră despre care nu puteți vorbi cu soțul vostru sau cu soția voastră sau cu partenerul vostru, partenera voastră, pentru că vă este teamă, vă este teamă că vă retează cuvântul de dinainte de a deschide gura. Persoana aceasta este inteligentă. Pentru foarte mulți dintre voi, persoana aceasta deja știe ce voi spuneți de dinainte ca voi să rostiți. Are simțurile, are o inteligență, este dotată cumva cu clar simțire și simte. Astfel încât nu forțați lucrurile, dacă aveți o teamă, dacă o comunicare nu este bună, dacă aveți ceva de făcut și nu vă înțelegeți, nu ajungeți la un consens cu partenerul vostru de viață acum, nu forțați lucrurile, lăsați-le să se întâmple, pentru că se întâmplă așa cum vă este potrivit, astfel încât voi să fiți în siguranță. Iar pentru cei în separare, am spus, pentru cei în separare, pentru unii dintre voi, treceți un portal. Și nu doar cei în separare treceți portaluri zilnic, dar vouă v-am dedicat în mod deosebit, să spunem. Un portal de manifestare. Există o șansă, există o ușă. Este mai înspre capătul tunelului, atunci când voi veți înțelege că ține de voi. Cumva să manifestați ceva. Unii dintre voi veți manifesta o decizie, un fapt concret, o concluzie. Pentru 6 de bâte avem 7 de cupe. Nu știu cum să fac să mă eliberez, nu știu cum să fac să reușesc, nu știu cum să fac să ce mai aveți voi în plan acolo. De ce? Pentru că această teamă are un atașament. Atașamentul și frica de eșec. Sunteți atașat de rezultat. Vreți să controlați o situație. Ei, iată că situația are multiple opțiuni pe care voi le puteți accesa aici. Trebuie doar să o faceți dintr-o perspectivă naturală. Fie ce-o fi. Am încredere că lucrurile se așează cum sunt mai potrivite pentru mine acum și manifestați. Succesul, reușita, binele. Mai avem și 8 de bâte. Comunic și din nou am această temă a portalului. Am cercul sacru.
aliat de nădejde. Am un alfa, mă bazez pe cineva. Sau aici este o chestiune la nivel de relații în care toată lumea vrea să fie alfa. N-avem cum. Undeva cineva nu își îmbracă rolul, nu este în energia potrivită. Feminină, masculină. Asumați-vă creația așa cum este ea sau renunțați înțelept la niște concluzii pripite pe care le-ați tras. O comunicare se poate manifesta aici. Cei singuri puteți întâlni pe cineva cu care să începeți o discuție, să începeți discuții, mesaje, discuții. Cei care sunteți într-o relație, din nou, succesul vine dintr-o discuție, dar care se va întâmpla sau trebuie să se întâmple organic și nu o forțați, iar pentru cei care sunteți separați, asta vreți voi să manifestați. O discuție, o întâlnire. Lucrurile se mișcă aici. Și a trecut o mașină. Ceva mai rapid decât v-ați aștepta voi, pentru unii dintre voi. Însă faetonul își asumă decizia. Să fiți pregătiți să înfruntați în urma acestei decizii sau a discuției respective de finalitatea, deznodământul, concluzia. Dacă sunteți pregătiți să auziți adevărul realităților voastre intersectate, se manifestă. Dacă încă aveți îndoieli sau ceva acolo nu este limpede ca apa, mai durează până ce se întâmplă această chestiune. Și încă o carte aici pentru Regina de Monede. Îndrăgostiții, stabilitatea voastră, starea voastră de bine, parteneriatele și relațiile voastre țin de alegerea voastră, de echilibrul dintre inimă și minte, de vindecarea sufletului și de luciditatea voastră. Îndrăgostiți, aici vorbesc despre o alegere, vorbesc despre energie de aer, dar care vine din contemplare și din simțire deopotrivă, despre echilibru între yin și yang, despre echilibrul dintre feminin și masculin și despre echilibrul la nivel general. Cu cât veți fi mai armonioși, cu cât veți fi mai calmi și mai înțelepți, cu atât manifestați mai repede o decizie. După cum spuneam, intenția duce în acțiune, iar acțiunea are nevoie și ea de o decizie. Iar apoi urmează carul, faetonul, va trebui să trăiți cu acea decizie. Această hotărâre duce undeva. Iar voi acum, dacă întârzie manifestarea, nu sunteți pregătiți pentru rezultat. Așa cum este el în acest moment, pe linia voastră temporală, dat să se întâmple. Pentru cei singuri, corbul. Și spune aici, întunericul pândește la orizont. Întunericul în sens că nu văd cu claritate. Am acel 2 de spade și 8 de cupe care mă împiedică pe mine să văd lumina, mă împiedică pe mine să văd binele, mă împiedică pe mine să cred în miracolul tuturor posibilităților pe care le am în viața asta de a fi fericit. V-ați pierdut credința, nu speranța. Speranța învârte roata în gol. Credința. Credința aduce lumea. Atenție de asemenea la ce gândiți. Cu cât vă curățați mai repede mintea, cu atât mai bine. Aveți o traumă din trecut care vă ține pe loc. O traumă. Evenimente traumatizante vă blochează acum o relație fericită. Pentru cei care sunteți căsătoriți, avem cercul mistic. Și aici spune mesajul în felul următor. Abilitățile tale pot fi amplificate. Abilitatea ta și a partenerului tău de a colabora, de a discuta, de a porni ce vreți voi să porniți, de a te îndrepta către ce vrei tu. Vei prinde putere atunci când este momentul. Sacru. În spațiu și în timp, adică sincronizat, perfect aliniat. Iar pentru cei separați, avem trubadurul, melomanul, nu știu cum să-l traduc exact, fă-ți intențiile cunoscute în univers.
Și aliniază-te la o vibrație a iubirii necondiționate. Aici este o dedicație, o baladă, la vibrație înaltă, la muzică bună. Dacă sunteți separați, nu ascultați muzică de jale. Aia este vibrație joasă care vă ține jos. Emiteți energie joasă, frecvență joasă. Emiteți durere, din durere nu ajungeți la iubire. Acceptarea, iubirea, iertarea, înțelegerea, înțelepciunea, până și furia mișcă energia. Până și furia este o frecvență mai înaltă ca aceasta a durerii. Plâng când refuz. Doi de spade și 8 de cupe. Când refuz să văd ceva. Eliminați această frică și acordați-vă chitara, gândul, mintea, spusele, la lucruri frumoase. Pentru că, pentru unii dintre voi, această frecvență pe care vă puteți alinia aici, vă aduce reușita. Vă aduce alinierea aceasta. Alegerea pe care o faceți și modalitatea în care veți fi voi, iată, vă duce către 6 de bâte și regina de monede. Stabilitate, succes, reușită, evrica, am reușit, da? Mai departe, la nivel de plan material, avem îndrăgostiții, asul de spade, împărăteasa și regele de cupe. Măi, ce cărți frumoase! Liniște aici, pentru foarte mulți dintre voi, este concediu, vacanță, am plecat într-o călătorie, respir ușurat. Cu familia, fac ce-mi place, ce-mi doresc, mă simt regește, sunt bine tratat, mă bucur, mă relaxez. Acest egregor vă cheamă și vă îndeamnă. În curând plecați în vacanță. Unii dintre voi, evident, trebuie să vă doriți. Fie intenție și acțiune. Pentru alții dintre voi aici, primiți un răspuns la ceva oficial. Ceva oficial este o persoană sau frecvența, energia va fi una bună, de reușită, dar înainte de aceasta trebuie să faceți voi o alegere și alegerea este indicat să o faceți foarte lucid, foarte coerent, dar să vă gândiți așa cumva și la un bine suprem. Un bine suprem. Cum să vă spun? Vă dau un exemplu. Dacă comandați ceva și în colet, în loc de un articol comandat, ajunge la voi ceva în plus sau ajung două, să îl înapoiați. Este doar un exemplu. Asul de spade înseamnă o reușită, o relocare. Mă pot muta din țară, îmi schimb serviciul, semnez acte noi. Am un nou șef care mă tratează bine. Aici este o reușită, o alegere de a merge pe cont propriu. Vă urmați o pasiune și vă puteți extinde. Alții dintre voi vă puteți extinde în străinătate. Este o campanie aici pe care voi o duceți zilele acestea de marketing socială, medii de socializare, unde un produs de-al vostru, dacă sunteți într-o afacere, este foarte vizibil și statisticile foarte bune. Investiția vă este returnată. Asul de spade ce aduce aici? Cavalerul de monede. Vedeți niște rezultate. Încep lucrurile să se schimbe. Hai că parcă merg treburile bine. Nu vă văd neapărat, cel puțin în jurul acestei date, în jurul acestei citiri, foarte stresați pe planul material. Poate nu vă gândiți voi la aceste lucruri zilele acestea și atunci, pentru că nu vă gândiți, tocmai lucrurile merg mai bine. Aveți mai multe șanse de reușită să înfloriți aici, în zona aceasta. Niște bani care pot veni aici, care au fost niște bani care au fost înghețați. Fie ați avut oprire pe conturi și vi se dezgheață, da, se ridică acea poprire, niște bani blocați undeva, niște facturi cu termen care s-au achitat greu, ceva începe să se miște. Pajul de cupe, uite și vine și bucurie. Dar nu este un entuziasm dincolo de limitele normalului, dar este o perioadă liniștită. Alții dintre voi vă bucurați precum un copil pentru semnarea unui nou acord, unui nou act. Ce
cumva e prosper aici. Alții dintre voi aveți un coleg sau o colegă la locul de muncă care vă dă târcoale, vă vede frumușică, frumușel și începe așa o idilă aici. Cineva vă declară la locul de muncă că este atras de voi, mai mult decât atras, este cam amorezat. Cam amorezat, da. Văd pe cineva, cineva cu un duleur, cu păr creț, așa, cu bucle sau... Bine, nu neapărat, dar am văzut specific ceva de genul acesta. Iar în sfera emoțională, spirituală, medicală, asul de monede, doi de cupe, pajul de spade, roata norocului și cavalerul de bâte. Multă nerăbdare și foarte mult impuls. Ceva neașteptat răsare aici la orizont. O șansă. O șansă. Vă întâlniți fie într-o călătorie, fie faceți o călătorie, vă întâlniți cu cineva. Alții dintre voi vă înscrieți la niște studii. Începeți ceva nou. Nou. Ceva nou. Nu știu. În viața voastră de zi cu zi începeți ceva nou. Intrați pe o nouă, pe o ușă care vă duce undeva, un portal. Accesați un portal. Un drum inițiatic. Ceva. Alții dintre voi primiți o confirmare și parcă nu vă vine să credeți. Din senin, din neant, că cineva vă împărtășește iubirea. Știu ce se întâmplă aici. Retrogradează Venus și apare din trecutul vostru cineva pentru unii dintre voi. Sau reapare cel care v-a dat bătăi de cap până acum. Ochii mari și intuiția ascuțită. Pentru că așa cum vine, poate să și plece. Și va trebui să discutați foarte serios dacă vi se aplică situația aceasta. Medical vorbind, cred că unii dintre voi faceți mai mult decât puteți duce o călătorie undeva la un tratament natural, naturist vă ajută. Statula soare, dar doar în natură, sub umbra copacilor, călătorii. O călătorie aici vă face foarte mult bine. Are un efect de vindecare. Ce aduce asul de monede aici? Steaua, vindecarea, ceva mult așteptat devine realitate pentru unii dintre voi. Asul de monede pentru mine personal înseamnă cerere în căsătorie și în sfârșit se întâmplă. Ce aduce roata destinului? Șapte de cupe. În sfârșit se întâmplă ceva ce am tot așteptat să se întâmple. În sfârșit am claritate, în sfârșit știu, în sfârșit primesc o veste, în sfârșit înțeleg. Ce am de înțeles? Ce am de făcut? Și doi de cupe, ce aduce aici? Nebunul. Un început. Fie că revine cineva din trecut, cu care erați așa conectați la nivel eteric, este o energie foarte bucuroasă, vă bucurați foarte mult. Este o energie copilăroasă. Fie persoana aceasta este ușor imatură sau visează, știți vorba, cai verzi pe pereți, fie realmente este o șansă. Sunt două portaluri, două roți. Ceva care se creează aici pentru voi, steaua, o apropiere. O apropiere. Ceva concret. Talismanele. Acceptarea unei situații duce la reușită. Sau conștientizare. Duce la dezgheț. De la dezgheț la soare, de la iarnă la vară. Poate aveți legătură cu semnele acestea. Capricorn săgetător, gemeni și rac. Un sigiliu, o ștampilă, o parafă, ceva oficial se întâmplă aici, care vă bucură sufletul, este o chestiune de bine. Vibrație înaltă, trandafirul este una dintre florile, cea mai înaltă vibrație. Intuiția. Veți simți, veți presimți când aceste lucruri se întâmplă. Când este momentul să spuneți stop, cum să lăsați lucrurile să se așeze. Aveți încredere în intuiția voastră. Iar aici vorbim despre strămoși, despre a nu repeta greșelile din trecut. Ajutor,
din natură, din planul eteric, în relații, iată gemeni, avem aici alegerea, zero, nebunul, portalul, îmi fac temele. Asta indică aici gemenii. Viața fără cunoaștere, fără învățătură, fără educație duce la moarte. Începeți să cercetați ceva, începeți ceva care să vă ajute în manifestare. Și aici am cuvântul natural sau organic. Lucrurile se aranjează organic. O discuție apare în viața voastră organic. Se dezgheață atunci când trebuie. De ce? Pentru că apare un ciclu de îngheț, dar și un ciclu de dezgheț în ritmul ei. Nu grăbește apa. Apa nu-i de grăbit. Ok. Deschideți ușa acelui portal și peștii. Renunțați la atașamente și la așteptări. Cu cât sunteți mai liberi în gândire și mai desprinși de programele pe care le aveți voi în cap și de convingeri, cu atât viața vă este mai ușoară. Iar aici pești înseamnă somn, vis, aveți nevoie de odihnă, studiați noaptea ca mine, dar mie așa îmi permite timpul, ziua stau cu fetița mea și mai fac și alte chestii. Pești înseamnă sănătate, cercetați ceva pentru sănătatea voastră, nu vă dați bătuți. Chiar dacă lucrurile merg încet, chiar dacă nu veți avea un rezultat atât de rapid precum ar fi cel al medicinei alopate, să spunem, unii dintre voi sunteți nevoiți să faceți și asta. Faceți cu încredere. Elveția sau China este aici. O îmbrățișare cu un ex care a dispărut așa ca magicianul. Concediu, mare, vară, frumos, frumos. O instituție este aici, un headquarter, un sediu central, un sediul central, centrala. Centrați-vă pe voi sau atenția voastră acum mai a tuturor, pentru că asta fac oamenii vara, este pe vacanță și foarte bine faceți, pentru că această perioadă de relaxare vă ajută să vă creșteți vibrația și când vibrația e înaltă și aliniată la lucruri bune, se dezgheață oful, este o perioadă mai relaxantă. Constanța, un oraș portuar la mare, mare. Dacă mă uit invers la cuvântul love, a iubi, înseamnă evol. O creștere, evoluție. O creștere. Unii dintre voi sunteți promovați într-o funcție foarte bună. Alții dintre voi, în acest moment, este indicat să vă abțineți într-o privință. Poate de la mâncare, poate să, nu știu, vă creați un regim de viață mai sănătos. Cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Să vă fie bine, să fiți sănătoși și iubiți în armonie cu sufletul vostru. Și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!